Amsterdam sau conspirația anilor 30 din America? Apărut în cinematografe pe 14 octombrie, este o comedie presărată cu momente dramatice și puțină istorie, ce are în componență foarte multe nume grele. Ca și capete de afiș avem pe Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, iar regizor îl avem pe David O. Russell. O. Russell. Wow. Cu un buget de 80 de milioane de dolari, a cam lăsat de dorit, pentru că a reușit să strângă doar 28. Dar fără alți ochi de sticlă scăpați pe jos, să intrăm în revizia asta. Pe partea de regie, David O. Russell s-a descurcat chiar foarte bine. Chiar foarte bine. Omul nu e un nei ca nimeni luat de pe vreo stradă fără nume. Că știți că străzi la un nume și gen, el nu are nume. Adică el are un nume, dar strada nu are nume. Lasă, hai să continuăm. Ok. A fost nominalizat în cariera lui pentru 5 Oscaruri și a câștigat alte 45 de premii, incluzând premiile BAFTA pentru cea mai bună adaptare și cel mai bun scenariu. Tot el a mai regizat filme precum America, Hustle, Joy și Pass Forward. Revenind la film, este un film pentru care nu au fost necesare explozii foarte mari sau foarte multe, nu au fost tehnici de editare super complexe și care să te dea peste cap și să rămâi wow! Nu! Filmul poate fi urmărit ca o poveste clasică în genul serialelor polițiste, acțiunea având un fir narrativ întortocheat. Singurul aspect care nu mi-a plăcut este că filmul a fost lungit foarte, foarte mult. A avut parte de scene foarte lungi care m-au făcut să îmi pierd puțin atenția pe parcursul filmului și să scap din vedere niște detalii care probabil erau destul de importante. Cadrele au fost super mișto, personajele chiar erau din poveste, doar că filmul nu este genul meu și probabil din cauza asta nu m-a prins atât de tare. Nota mea este 7, pentru că filmul este plictisitor pe alocuri, având un plot întortocheat, dar totuși destul de previzibil. Bert și Harold sunt doi prieteni care se trezesc implicați într-un conflict fără să vrea. Bert este un doctor renumit printre veterani datorită tehnicilor lui neortodoxe, iar Harold este un avocat. Cei doi formează un duo excelent, dar pe timpul războiului formau un trio. Cea de treia persoană este Valerie, o artistă slash asistentă neînțeleasă care colectează metal din corpurile oamenilor. Încercând să rezolve misterul unui foarte iubit prieten, cei trei intervin în războiul a două grupări foarte cunoscute la vremea aceea și încearcă să aducă adevărul la suprafață. După cum spune și filmul la început, unele dintre evenimentele prezentate s-au întâmplat cu adevărat, dar au fost distorsionate în film. Amsterdam e bazat pe o conspirație americană din anul 1933 numită The Business Plot. Bine, e mult spus bazată. E de parcă cineva i-a spus regizorului la o băută, bă, tu știi ce s-a întâmplat atunci? Glumesc. Întreaga distribuție și-a făcut temele și au căutat evenimentele și oamenii despre care vorbesc. Christian Bale chiar și-a întrebat și bunica despre perioada aceea. Per total, regizorul s-a bazat mai mult pe prietenia celor trei decât pe evenimentele din jurul lor. Iar filmul chiar este bun, merită să te uiți la el, deoarece are un dialog care te ține în priză și un umor foarte fin. Nota mea este 8.70 pentru că a fost destul de greu de înțeles până la jumătatea lui. În semn de mulțumire pentru că ai rămas cu noi până aici, am niște bârfe pentru tine. Pe lista actorilor propuși pentru acest film au mai fost și Jamie Foxx, Angelina Jolie, Michael B. Jordan și Jennifer Lawrence. Filmul ar fi trebuit să fie lansat în noiembrie, dar l-au lansat în octombrie Filmul ar fi trebuit să fie lansat în noiembrie, dar l-au mutat în octombrie pentru a nu fi lansat în același timp cu Black Panther Wakanda Forever. Urmează recenzie la Black Panther Wakanda Forever. Și ultima, Christian Bale nu mai vorbea pe set cu Chris Rock pentru că îl făcea să râdă atât de tare încât nu se mai putea concentra pe jucat. Zic doar atât. Christian Bale, Margot Robbie, John Davis Washington, David, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Chris Rock, Michael Shannon, Zoe Saldana, Alessandro Nivola și alte nume importante. Filmul ăsta este inspirat din fapte reale. Iată despre ce. Credeai că zic? Caută și tu pe net, că aici facem review la filme, nu pastile de istorie. Pe partea de actorie, performanțele actorilor sunt foarte bune. Christian Bale are o prestație nebunească. Bert, personajul lui cu ochiul de sticlă și foarte stângăcios. Bă, dă-o...
Mă lasă creierul așa. Christian Bale are prestație nebunească. Burt, personajul lui cu ochi de sticlă și stângaci, pare scos dintr-un film făcut de Mel Brooks. Margot Robbie, a cărei prestație este plină de umor, egalează prestația lui Christian Bale. Iar în ajutorul celor doi vine al treilea personaj principal, Washington. Acesta este vocea rațiunii din acest trio, singurul care gândește lucid și rolul îi se potrivește foarte bine. Lista actorilor secundari e plină de nume mari. Pe lângă ăia de am zis mai sus, mai sunt și Taylor Swift, Mike Myers, Andrea Riseborough și Matthias Schoenaerts. Ce vorbești, mă, băi? Cu toții din distribuție au prestații foarte bune. Problema e că unii apar prea puțin, iar alții sunt dezvoltați prea puțin. Una dintre probleme este că trioul principal nu este foarte bine creionat, astfel că actorii nu au o libertate creativă foarte mare. Însă, în ciuda micilor probleme, prestațiile actorilor sunt foarte captivante și te vor ține în priză până la final. Nota mea este 8,5, fiindcă mi-a plăcut povestea. Amsterdam! Sincer, uneori chiar mă bucur că sunt pe partea asta de imagine și sunet, că de obicei aici lucrurile merg foarte bine și am eu mai puțin de spus. Cum îl cheam? Lebeschi. Emanuel Lebeschi. Emanuel Lebeschi este omul care s-a ocupat de imaginea acestui film. Tot el este singurul director de imagine care a primit 3 premii Oscar la rând. Reverand. Reverand? Așa e, mă? Tot el a lucrat și pentru filmele Birdman și The Revenant și multe, multe alte filme, o groază. Dar din punctul meu de vedere, adevărata valoare a filmului ăsta vine din distribuție. Cât despre coloana sonoră, sincer, eu nu am remarcat-o absolut deloc. Cum îl cheamă, frate? Pemberton. Pemberton. Daniel Pemberton este cel care s-a ocupat de coloana sonoră. Și sincer îmi pare rău că nu au reușit să o pună pe Taylor Swift pe coloana sonoră. Dar din toate cele 47 de melodii, sunt 47 de melodii, eu nu am rămas cu niciuna în minte. Nici măcar un refren, nici măcar un cuvințel. Nota mea este 7 pentru că în afară de distribuție și imagine, eu nu am rămas cu nimic din filmul ăla. Nu tu poveste, m-am plictisit și da, i-am dat 7. Iar acum că am ajuns la sfârșitul conspirației, media este de 7,8 ochi de sticlă. Dar rămâi cu noi pentru că avem rubrica M-a rupt, m-a frânt, în care îți vom spune ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut la această conspirație. M-a rupt întoarcerea în trecut a personajelor principale, toată povestea aia prin care ei au ajuns să se cunoască și să formeze un pact și, nu știu, mie s-a părut wow. M-a frânt faptul că au omorât-o pe Taylor Swift. Nu juca ea bine, dar totuși e Taylor Swift. M-a rupt prestația lui Christian Bale, bă, foarte bun. Să-i dea cineva uniterul lui băiatul ăsta. Sau măcar cerbul de aur. M-au frânt acele minute în care am stat pe scaun și tot așteptam finalul ăla și să văd și eu ce se întâmplă și... Nu. O să zic cu cineva că am boală la ochi. Mulțumim că ai fost alături de noi și dacă îți place ce facem, ajută-ne să înfrângem conspirația algoritmului YouTube cu un like, share sau un subscribe din ăla cu clopoțel. Și dacă ai cumva vreun film pe care ai vrea să-l băgăm în revizie, lasă-l în comentarii.